Munții Trascăului, perimetrul comunei Rimetea și traseul turistic parcurs din centrul comunei până în vârful Pietrii Secuiului. Rimetea, așezare străveche, cunoscută din secolul XII, nu constituie obiectivul nostru special de azi. Cu atât mai mult, împrejurimile, superbele stânci de calcar și toată geomorfologia rezultată în urma a mai multor cicluri de formare a munților. În Rimetea am ajuns într-o dupămasă târzie de duminică însorită și spre mirarea noastră, într-o jumătate de oră, ne-am și cazat într-o casă cochetă, foarte curată, mobilată rustic, cu foarte mult bun gust, situată chiar în centrul comunei. Panorama spre colții Trascăului și Piatra Secuiului este absolut fascinantă, iar eu, imediat după terminarea formalităților legate de cazare, mi-am luat aparatele foto și video și am ieșit să imortalizez superbele stânci în apus de soare. Aceeași panoramare a doua zi dimineața la orele 7:30. Acum stâncile se văd în contralumină. Nu mă veți crede, dar în Rimetea soarele răsare de două ori și localnicii chiar se mândresc cu acest fenomen bizar. Odată aruncă primele raze din zona situată în stânga grupului de stânci, numit Colții Trascăului, apoi iar se așterne semi-întunericul pe sat, ca după 20-25 minute să reapară din jgheab, de data asta măreț și biruitor definitiv asupra întunericului. Pe tot parcursul acestui drum, noi am respectat marcajul turistic Crucea Albastră și recomandăm oricărui vizitator, turist, să facă la fel. Marcajul, de altfel, indică cel mai puțin periculos traseu în jgheab între cele două grupuri de stânci, respectiv Colții Trascăului și Piatra Secuiului. De altfel, de la localnici am mai aflat că practic nu există an fără accidente, chiar și tragice, cu decese, cu indivizi certați cu legea muntelui sau teribiliști care vor să scrie istorie cu faptele lor necugetate. Și dacă toți suntem la capitolul destăinuirilor și a recomandărilor, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unor aspecte, zicem noi, esențiale legate de acest traseu. Nu porniți la drum pe vreme urâtă, ploioasă, căci stâncile sunt foarte alunecoase. Să aveți încălțăminte adecvată, bocanci cu talpă antiderapantă, preferabil care ajung mai sus de glezne. Nu porniți la drum
fără să aveți un schimb de tricouri, cămăși, căci cele transpirate trebuiesc urgent schimbate în vârf, unde de obicei bate un vânt câteodată supărător de tare. Și o ultimă remarcă, să aveți un pet cu apă potabilă cam de un litru de persoană. La după 3/4 de urcuș, veți găsi un izvor chiar lângă potecă, de unde se pot umple la loc peturile. Și nu uitați, la baza muntelui există o stație de salvamont în caz de forță majoră. Dar să revenim la imaginile noastre. Urcând deci pe un jgheab, ce separă două grupuri de stânci. În stânga jgheabului apar stâncile numite colții trascăului, iar în dreapta lui, piatra secuiului. Colții trascăului au punctul cel mai înalt de 1113 metri, iar piatra secuiului se mândrește cu 1128,7 metri. Indicatorul turistic din centrul comunei Rimetea anunță un traseu de circa o oră și jumătate pe cei 2 km de traseu, pe care diferența de nivel este de 500 de metri. Noi, fiind puțin tel mai obosiți după anii lăsați în spate, am ajuns pe platou în 2 ore și 20 de minute. Avem deci acum în imagine colții trascăului. Urmează să panoramez în aval pe jgheab, unde sub stânci se zărește Rimetea. Deasupra așezării se văd stâncile muntelui Sălaș. Dar iată cum descriu acest dificil traseu doi specialiști, Gheorghe Mhăra și Ion Popescu Argeșel. Citez din ghidul lor montan, Munții Trascău. Urcând din greu în lungul unui uluc, relativ îngust și delimitat strict de pereți abrupți, care la partea superioară devin adevărate creste zimțate, unde zărim cele mai ciudate forme, turnuri, stâlpi, ace, întâlnim frumoase conuri de grohotiș suspendate și cu o superbă ordonare a elementelor constitutive, sub impulsul gravitației cele mai mari se rostogolesc spre baza conului, în timp ce spre vârf sunt dispuse elemente din ce în ce mai mici, până la cele mai fine. Cam după o oră și jumătate de la plecare, ajungem în înșeoarea dintre vârful colților trascăului și piatra secuiului, unde, alături de calcar, își fac apariția ofiolitele cu aspectul lor întunecos și cu un microrelief original. Din această înșeoare, putem urca în punctul maxim al colții trascăului, 1129 de metri, sau avem posibilitatea să abordăm piatra secuiului din nord, aproape tot atât de înaltă. Pe tot parcursul, de la marginea teraselor antropice, mergem printr-o adevărată împărăție a stâncăriilor
vegetația, chiar cea ierboasă, fiind o raritate. Au încheiat citatul. Autorii mai înainte menționați au amintit de ofiolitele închise la culoare, observate în apropierea platoului și pe platou. Ele sunt roci magmatice de tipul doleritelor, spilitelor, bazaltelor și andezitelor bazaltoide. Prezintă o culoare cenușie închisă spre verzui, amintind de pielea șerpilor. Ofios în greacă înseamnă șarpe, litos înseamnă rocă. Dar să vorbim și de rocile calcaroase pe care le-am străbătut și ale căror exocarst le-am admirat. Ele se numesc calcare de Stramberg și sunt de vârstă jurasic superioare titonice, adică s-au depus ca niște mâluri carbonatice cu circa 150 milioane de ani în urmă. Între timp, iată-ne ajunși în vârful pietei Secuiului, de unde admirăm panorama bazinului Rimetea. Focalizăm ruinele cetății medievale Trascău, înălțată între anii 1253 și 1275, de familia nobilară Torotskoi. La poalele dealului cetății se vede satul Colțești. Și încă o dată Rimetea, așa cum doar păsările o admiră, și centrul ei văzut prin teleobiectiv. Iar noi și cățelușul Trixie vă spunem la revedere!